Bună tuturor! Astăzi o să vă arăt cum puteți să vă faceți desenele voastre mai interesante cu ajutorul spumei de ras. Pentru asta aveți nevoie de o spumă de ras, niște pungi, acuarele, câteva pahare de plastic sau normale, o linguriță, un penson și, bineînțeles, desenul vostru. Prima dată punem spumă în fiecare pahar. După care, cu acuarelele, colorăm spuma. Una o facem galbenă. Una, haideți să o facem roșie. Puteți să faceți și cu colorant alimentar, dacă nu aveți acuarele lichide. Albastru. După ce am făcut spuma colorată cu ajutorul linguriței, în fiecare pungă punem câte o culoare. Într-un colț, da? Adunăm toată spuma în colțul punguței. Dacă este necesar, ștergem puțin pungurița. Putem să o mai amestecăm și în pungă, dacă nu s-au amestecat foarte bine culorile. După ce am pus toată spuma colorată în pungi, ducem, ne asigurăm că am adunat-o toată într-un colț de fungă, iar în vârf facem o găurică mică, ori cu degețelul, ori cu un foarfec, da? Puteți folosi și un foarfec. Exact în vârf. Apăsăm puțin să vedem dacă iese spuma. Uitați-vă, se vede că deja iese. Asta înseamnă că este pregătită. Strângem cu două degete aici punga în capăt ca să nu intre aer și cu celelalte degete apăsăm pe pungă și în același timp plimbăm vârful pungii pe conturul desenului nostru, ca și cum am orna copii un tortulet sau o prăjitură. Ia uitați-vă ce frumos! Important este să ținem foarte bine să nu intre aerul în pungă, da? Haideți să vedem și căsuța. Cu grijă să ne iasă dinuțele cât mai drepte. Da? Hai să facem și acoperișul. Arată atât de bine aceste culori. Și norul cu albastru. Le facem coperte, strângem bine punga și cu celelalte degețile apăsăm pe spumă ca să iasă prin
bineînțeles că puteți să faceți și alte elemente, iar la final, dacă vreți, cu ce a rămas pe pahare, cu spumă și cu penson, cu spumă colorată, putem să umplem formele noastre, da? Cu culoare, tot din spumă făcută, cu un pensonaj. Umplem și norușorul să nu rămână alb, dar conturul va rămâne umflat și se vede mai frumos. Spor la lucru!